Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru stingerea 25 de incendii, salvarea victimelor a 5 accidente rutiere, dar și pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui număr de 34 de persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 25 de incendii, 21 dintre acestea manifestate pe raza 16 unități administrativ-teritoriale, care au cuprins peste 90 de hectare de vegetație uscată, ca urmare a nerespectării de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Cauza probabilă predominantă a izbucnirii acestor incendii a fost determinată de folosirea focului deschis. Pompierii mehedințeni reamintesc cetățenilor că folosirea focului deschis pentru igienizare se execută doar în condiții meteorologice fără vânt, în zone în care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau construcții și să nu afecteze rețelele electrice și de comunicații.